Vin temperaturi sufocante peste România. Meteorologii anunță un nou val de căldură în zona țării noastre. Meteorologii anunță un nou val de caniculă și temperaturi sufocante în țara noastră, existând posibilitatea ca luna iulie să devină cea mai călduroasă din ultimii 120 de ani. Vorbim despre un al doilea val de caniculă în zona țării noastre, după ce toată Europa de sud și sud-est a experimentat încă din 3 iulie valori de temperaturi care au atins 44-45 de grade Celsius. Luni, în zona țării noastre, valul de căldură se va intensifica. Va fi caniculă în toate zonele de câmpie și de podiș, acolo unde temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade. În zonele aflate sub incidența codului portocaliu, anume Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei, temperaturile se vor situa între 37 și 39 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi unul accentuat, deoarece indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile resimțite se vor apropia de 44-45 de grade Celsius. Durata pentru al doilea val de căldură este estimată până cel târziu sâmbătă. Luna lui cuptor va putea fi una dintre cele mai călduroase luni iulie din istoria măsurătorilor meteorologice. Așa cum se anticipează la nivel internațional, este posibil ca luna iulie la nivel mondial să fie cea mai călduroasă din ultimii 120 de ani, a spus Elena Mateescu, director ANM. Relatează știri pe surse.ro.